Romică are aproape 400 de oi și capre. A moștenit ferma de la părinți. Crește o vine de când se știe și le dedică acestora fiecare zi. Nu e o muncă ușoară, spune el, dar o face cu drag, deși recunoaște că de când cu pandemia i-a fost mai greu. Va fi al doilea Paște cu restricții. Păi pentru noi e dificil, nu știu pentru supermarketuri cum este. Deci pentru noi e foarte dificil. Deci nu spunem că la Poiana erau, cred că erau 15-16 mii de oi. Acum? Deci, păi Ovidiu, ce să vorbim cu Ovidiu, mai e 150 de oi. Ovidiu era renuit. Poiana, hai să spunem undeva, să nu exagerez, hai să spun 500 de oi, dar nu mai sunt 500 de oi. În ultimii ani, seceta a jucat un rol important în activitatea fermierilor, iar asigurarea hranei pentru animale i-a făcut pe aceștia să scoată de două ori mai mulți bani din buzunare. Deci am băgat și banii din anii ce au trecut, ca să pot să le asigur hrană. Deci vă dați seama, un balot de lucernă a ajuns 20 de lei cu transport și cu om plătit, a ajuns undeva la 23 de lei balotul. Grăunțele de la 50-60 de bani cât îl cumpăram, a ajuns undeva la 1 leu, 1 leu 20, 1 leu 30. Crescătorii de oi spun că sunt nevoiți să ridice prețul, altfel vor ajunge în prag de faliment. O să fie foarte puține, că crescătorii de animale sunt dezamăgiți, pentru că nu au condiții și nu ne creează condiții să sacrificăm ei în fermă, în propriile puncte de tăiere. Deci vorbim de ordinul sutelor, nu miilor, sutele. Păi, pe mi s-au mai crescut, că dacă, nu știu, în jur la 30 de lei. Anul trecut, la ce preț era kilogramul? 27. Conform tradiției, de pe masa de Paște nu trebuie să lipsească mielul sau drobul. Însă dacă nu sunteți fanii cărnii de oaie, aveți și alternative. În această perioadă a sărbătorilor pascale și carnea de ied este la mare căutare. Sunt unele persoane care nu consumă oaie deloc, în schimb caută să mănânce carne de ied. Mieii vor fi și mai mari anul acesta. Fermierii spun că vor ajunge la 30-35 de kilograme, pentru că și sărbătoarea Paștelui pică mai târziu.